Un bărbat din municipiul Dorohoi, de Băuceiran, nu a mai văzut culoarea semaforului și a trecut pe roșu. Chiar în momentul respectiv a fost observat de către un echipaj de poliție, care l-a tras pe dreapta. Oamenii legii l-au testat cu aparatul alcool test, care a indicat o valoare de 0,96 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Un alt șofer ieri a produs un accident rutier pe raza localității Flămânzi. În vârstă de 29 de ani, tânărul s-a izbit cu mașina într-o auto-utilitară staționată pe partea dreaptă a străzii. Șoferul auto-utilitare era în fața mașinii și a fost rănit ușor. În această situație, ambele persoane au fost testate alcoolscopic. Dacă în cazul șoferului de pe auto-utilitară rezultatul a fost negativ, în cazul conducătorului de 29 de ani, rezultatul a ieșit de 0,79 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au demarat cercetări pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului. Bărbatul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 0,96 mg per litru alcool pur în aer expirat, iar în cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Pe 10 iulie 2021, polițiștii din cadrul secției 5 Mihăileni au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani din comuna Șendriceni. În urma testării cu aparatul alcool test, valoarea rezultată a fost de 0,55 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Și tot pe 10 iulie, un bărbat din Românești a băgat în spital un bărbat de 37 de ani, pasager în autoturismul condus de către acesta. Polițiștii au stabilit că șoferul de 26 de ani din Românești a pierdut controlul mașinii pe raza orașului Ștefănești și a intrat într-un șanț. În urma impactului, un pasager din mașină a suferit vătămări corporale fiind transportat la spital. Șoferul a fost testat cu etilotestul, care a indicat o alcoolemie de 0,59 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În plus, acesta a refuzat să meargă la spital pentru prelevarea de mostre biologice de sânge. I s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice de sânge.